Salutare prieteni, mă bucur că ați revenit la un nou curs. Hai să vă spun rapid la ultima prelegere din cursul nostru despre câteva lucruri importante și anume protejarea contului. Să știți că asta este foarte important deoarece în prezent este foarte greu să crește o pagină de Instagram și este foarte ușor să -ți, se fi, să ți se fure sau să o pierzi și asta este cel mai dezamăgitor lucru. Așa că hai să discutăm puțin despre asta. Poți să fii chiar și surprins, dar oamenii chiar fură paginile de Instagram, chiar fură conturile, le blochează, le șterg, fac tot felul de prostii pentru a le utiliza. De ce? Pentru că Instagram este o platformă cu o monetizare naturală. Cred că acesta este și motivul: adică există conturi cu milioane și milioane și sute de mii de urmăritori. Aceștia postează fotografii fotografia unor produse și câștigă bani cu asta. De asemenea, ei din asta au o activitate, au un venit. Pentru asta s-a dezvoltat, practic, pot să zic, ca așa, o piață pe Instagram. O piață destul de animată pentru vânzarea produselor. Totodată, din acest motiv, au început să se vândă conturi, și anume conturi care vând, conturi care aduc bani, conturi care au devenit afaceri profitabile pe Instagram. Nu conturi care promovează oameni sau nu știu ce chestii, dar anume conturi de vânzări conturi care aduc profit. Așa că pot să vă spun că modul în care ar trebui să vă protejați împotriva acestor tipuri de furturi este unul destul de simplu și se rezumă la câteva lucruri. Primul lucru este că atunci când vă înregistrați pe contul dumneavoastră, trebuie să vă asigurați că adresa de e-mail pe care o folosiți la Instagram nu o mai utilizați pur și simplu în altă parte. Dar este un mod foarte simplu de a vă fura contul prin intermediul ei. Deoarece vă pot trimi e mail de tip parazit, așa le zic eu, și să vă spargă contul sau să accesați din greșeală pe ele sau să vă, cumva, să vă distribuiți acolo ceva informații. Iar aceste persoane care utilizează informațiile voastre pe care dumneavoastră acolo din greșeală le-ați introdus sau pur și simplu ați dat acord la utilizarea informațiilor din Instagram, din Facebook, să știți că foarte ușor prin adresa de e-mail vă pot sparge contul. Deci, în cazul nostru, hai să vă zic, folosim o adresă de e-mail pe care nu o folosim în mod general peste tot. Adică e doar adresa de e-mail pentru Instagram. Cam asta este. Celălalt lucru pe care pot să vă l propun este să utilizați un manager de parole. Ceea ce folosim noi este Dashline. Pot să vă sugerez încă și onepassword.com. Iată, v-am dat aici un exemplu în față. Practic, ceea ce se întâmplă este că ei vă creează date de conectare pentru voi, doar mergeți pe pagina lor și apoi le spuneți să vă genereze o parolă. E destul de ușor. Și apoi, ori de câte ori vă autentificați, puteți solicita ca acesta să completeze automat acele informații pentru dumneavoastră. Pe Android să știți că este puțin mai ușor, pe Apple vă poate da un pic bătaie de cap. Dar totuși vă puteți conecta. Ultimul lucru pe care îl voi spune este că în cazul în care cineva vă ia contul, există un singur lucru pe care îl puteți face și acest lucru este să vă configurați contul principal la Facebook, adică să vă fie asociat contul de Facebook cu contul de Instagram, așa vă puteți recupera pagina de Instagram. Nu trebuie să postați neapărat pe cea pagină de Facebook, dar doar trebuie să o aveți pentru orice eventualitate, nu doar pentru a face reclame sau doar pentru contul de business, dar neapărat și pentru a vă recupera în caz de ceva parola sau chiar accesul la Instagram. Motivul este că atunci când pierdeți contul și doriți să intrați pe Instagram, ei bine, Facebook-ul vă păstrează identitatea, să știți. Și astfel vă recuperați rapid contul de Instagram. Sper că am fost explicită, așa că ne vedem la următoarea prelegere și aveți grijă de contul vostru de Instagram. Pa pa.